suflete pierdut prin patii și căzut prin văi pustii. Când Iisus Hristos te cheamă, tu n-auzi, tu n-auzi de ce nu. Iată, la un pas e moartea și tu n-o vezi și nu știi. Și Iisus Hristos te cheamă, cât mai stai, cât mai stai, de ce nu. Cel viclean te trage-n flăcări și tu tot de el te ții. Iar Iisus Hristos te cheamă, tu ce aștepți, tu ce aștepți, de ce nu. Cerul-ntreg de mult te-așteaptă și te-ar vrea în el să fii. Iar Iisus Hristos te cheamă, suflet drag, suflet drag, de ce nu. Iată cei ce merg cu Domnul, sunt atâtea zeci de mii. Și Iisus Hristos te cheamă, tu de ce, tu de ce, de ce nu. Vrei tu oare-n focul veșnic să vergi lacrimi prea târzii? O, Iisus Hristos te cheamă, vino azi, vino azi să vii, să vii. O, Iisus Hristos te cheamă, vino.
azi să vii, să vii. Să ne întoarcem la Dumnezeu prin pocăința adevărată și cu lacrimi, că e vremea de plâns, e vreme de pocăință. El ne cheamă mereu și ne așteaptă, dar să știți că ne așteaptă numai până într-o zi, când va veni clipa morții, s-a sfârșit așteptarea lui, s-a sfârșit chemările lui. Să ieși înaintea sa,
ferice robul care va fi găsit așa, va fi găsit așa. Se apropie stăpânul să ieși înaintea sa. Ferice robul care va fi găsit așa, va fi găsit așa. Aproape este venirea stăpânului ca să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Privegheați și vă rugați, stăpânul nostru este la ușă, e gata să vină, să ne găsească pregătiți și cu candelele aprinse. Dumnezeule îndurate, ce de toate grijă porți. Știu că vei veni odată ca să judeci vii și morți. Și înaintea feței tale or veni să stea atunci. Și stăpân, și slugi, și tineri, și bătrâni, și fragei sprungi. Doamne, miluiește! Doamne, curățește! Bogații și săraci, și smeriți și trufași, toți la tronul judecății vor veni să-și curme pașii și să cânte în veșnicie sau pe veci cu toți să plângă. Drepții vor fi dați la dreapta, păcătoși în partea stângă. Doamne, miluiește! Doamne, curățește! Deci cu mare spaimă în suflet, milostive Dumnezeu, eu mă întreb în care parte voi fi dat atunci eu. Drept de aceea, Doamne Sfinte, să fiu bun și drept mă învață. Până când va bate ceasul,
de-a sfârși această viață. Doamne, miluiește, Doamne, curățește de păcat, de păcat pe noi robii tăi, de păcat, de păcat pe noi robii tăi. Feriți-vă de păcat! Povediți-vă duhovnicilor cât mai des, împărtășiți-vă cât mai des, căci doar auzim cu urechile noastre ce moarte periculoasă pândește omenirea întreagă. Și dacă ne va găsi pregătiți creștinește, fericiți vom fi, căci am trecut din moarte la viață și de pe pământ la cer, unde ne așteaptă Împăratul nostru și Mântuitorul Iisus Hristos, ca să ne bucurăm cu El în veșnicie. E timpul să te scoli căcianii, ți s-au mulțit și s-au scurtat. Avutul inimii dușmanii, plăcerilor ți l-au prădat. E timpul, timpul ultim, poate, când cerul tău mai stă deschis și când la ușa ta mai bate îndemnul de Hristos trimis, și când la ușa ta mai bate să te uiți în tine, să vezi păcatul cum te-a înfrânt, cum nu mai ai decât ruine din tot ce aveai atât de sfânt. E timpul, timpul ultim poate, cerul tău mai stă deschis și când la ușa ta mai bate îndemnul de Hristos trimis, și când la ușa ta mai bate îndemnul de Hristos trimis. E timpul să te întrebi cu groază, ce
duce dincolo de pragul greu. Ce-ai să găsești și ce urmează când mori vrăjmași cu Dumnezeu? E timpul, timpul ultim poate, când cerul tău mai stă deschis și când la ușa ta mai bate îndemnul de Hristos trimis. Și când la ușa ta mai bate îndemnul de Hristos trimis. E timpul ca să ne sculăm, iubiților, să facem pocăință dreaptă, vrednică. Rugați-vă cu foc și faceți pocăință pentru păcatele făcute. Aștept să vină Domnul și tot deșert vorbești. Aștept să vină moartea și tot pierdut trăiești. Să vină învierea și tot nepregătit, să vină judecata și tot nepregătit, să vină veșnicia cu focul pocăință, nimic, nimic. Să vină veșnicia cu focul inamic, iar plâns și pocăință, de la Domnul sau de la moartea ta? Ce aștepți de la învierea sau judecata sa? Ce aștepți în veșnicie? Ce crezi că ai să primești când toate bat la ușă și nici nu te gândești? O, viața ta se pierde zadarnic pic cu pic, iar plâns și pocăință, nimic, nimic.
se pierde. Zadarnic pic un pic, iar plâns și pocăință, nimic, ascultă-n științarea, ascultă-mă car azi, înainte de a ajunge în marele necaz. Întoarce-te la Domnul, cât este timp și har. De mâine poate totul pe veci va fi în zadar. O, iată secerișul, tu n-ai dat niciun spin, veșnicie, nimic, nimic. O, iată secerișul, tu n-ai dat niciun spin, ci n-ai în veșnicie. Să fim atenți fiecare cu sufletul nostru. Avem un suflet nemuritor care trebuie să-l salvăm. Omenirea se face din ce în ce mai rea. Diavolul răgnește ca un leu ca să piardă pe toți. Tot pământul este un vulcan. Într-o clipă va suna trâmbița, într-o clipă vine judecătorul.
acestea nu sunt multe și ne sunt date, doar ca mângâieri să ne uităm durerile trecute, să ne întărim în alte noi dureri, prin harul cer simțim de plin, trăim puternic, fericita si de vas, credință și răbdare noi zidim, să biruim în vreme de necaz. Să veghem ca noaptea grea a luptei viitoare, să nu cădem, să nu ne lepădăm, prin harul cel simțim de plin, trăim puternic, fericita zi de nas, credință și dragoste, uniți să ne întărim, ca-n ziua încercării prin credință și prin nădejde, tot să biruim prin harul cel simțim de plin, trăim puternic, fericita zi de mas, credință și răbdare noi zidim, să biruim în vreme de necaz. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să păstrăm sfânta credință, să rugăm pe Domnul să ne mai mărească credința. Să nu mai așteptăm să treacă timp, iubiții mei. Grăbiți-vă că se închide ușa, grăbiți-vă că se încheie dosarul și se face socoteala fiecăruia. Grăbiți-vă până nu se sting toate luminile și rămâneți pe întuneric. Grăbiți-vă și cumpărați acum mântuirea sufletului, cât mai aveți cu ce și cât mai aveți ce să cumpărați, când vine vremea să nu mai aveți și a venit, să nu mai aveți ce cumpărați. Scapă-ne de rău, roagă-ne.
pentru al tău popor. Cu rugile tale, dă-ne ajutor. Cu rugile noastră bine, acum suferim, dar nu recunoaștem și păcătuim. Ne lovesc necazuri și tot nu dacă nu ne îndreptăm, greu o să ne fie. Vom vedea cu toții a Domnului mânie. Toți să-mi genunchem să plângem, să ne dea iertare Bunul Dumnezeu, să ne dea iertare Bunul Dumnezeu. Răutate multă este peste tot în lume, nimeni nu mai știe de faptele bune. Necredința-i mare și păcatul-i greu. Unde ne mai poate răbda Dumnezeu? Unde ne mai poate răbda Dumnezeu? Mai avem curajul ca să mai strigăm cu ce-am greșit, Doamne, și ne supărăm. Suntem orbi cu toții noi, nici nu vedem. Prin păcat de Domnul noi ne depărtăm. Prin păcat de Domnul noi ne depărtăm.
Mulțumim, măicuță scumpă, că ne ocrotești. Sfântă născătoare, mult ne mai iubești. De nu te rugai, Maică, prea curată, ar fi dispărut de mult omenirea toată. Ar fi dispărut de mult omenirea toată. Împărăteasa cerului și-a pământului, care ne-a deschis poarta raiului, roagă-te, măicuță, să ne mântuim, să fim pe vecie în ceruri, amin. Să fim pe vecie în ceruri, amin. Frați creștini, să o lăudăm cu cântări duhovnicești, să cădem în genunchi înaintea Sfintei ei icoane, să binecuvântăm și noi pe aceea pe care îngerii o laudă în cer, să o venerăm cu toată evlavia, cu toată dragostea și noi, că prin mijlocirile ei ne facem fii iubiți ai lui Dumnezeu. Nu
mă lăsa, o, Doamne, să nu veghez mereu. Când le-i dau târcoale, atâția-n jurul meu, nu mă lăsa, o, Doamne, să pot niciun fel să mă opresc înainte de a fi ajuns la țel. Nu mă lăsa, o, Doamne, să nu cauceas cu ceas al rugăciunii dulce și-n tăritor popas. Nu mă lăsa, o, Doamne, să pot niciun fel să mă opresc înainte de a fi ajuns la țel. Nu mă lăsa, o, Doamne, să uit ce datorez. Luminișa ascultării pe carele urmez. Nu mă lăsa, o, Doamne, să pot nici un fel să mă opresc înainte de a fi ajuns la țel. Nu mă lăsa, o, Doamne, să cad nici când din har, oricât ar fi de aspru și lung al tău calvar.
Nu mă lăsa, o Doamne, să pot nici un fel să mă opresc înainte de a fi ajuns la țel. Nu mă lăsa, o Doamne, să nu-mi doresc smerit mai caldă ascultarea pe tot ce-ai poruncit. Nu mă lăsa, o Doamne, să pot nici un fel să mă opresc înainte de a fi ajuns la țel. Să ne împotrivim uneltirilor diavolești și să nu ajungem niciunul să ne lepădăm de împăratul nostru al creștinilor, de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne păzim cu orice risc, să nu cădem într-un fel de lepădare, că această vreme o trăiesc creștinii de astăzi. Domnul ne spune, aduceți-vă aminte de femeia lui Lot, ce a pățit. Nu e așa la întâmplare. Domnul a știut că așa va fi lumea, la sfârșit se va întoarce înapoi la rege.